Hello, hello, nu vă ameninț, nu vă bat. Cum pot da eu start un vlog dacă nu făcând clătite? Dar mai întâi să vă fac contextul. Astăzi este vineri și a fost o săptămână foarte aglomerată și la muncă și nu doar aglomerată și cumva obositoare psihic și nu doar la muncă, per general. Așadar, bineînțeles că după toate adunate, s-a adunat multe, ca să zic așa, și am avut o cădere nervoasă, nimic, ieșit din comun, ca și cum nu am mai avut în viața asta. Și la mine căderi în acelea nervoase, să zicem așa, sau, mă rog, nu știu cum să-i zic, e ideea aceea de a te descărca de tot și de toate. Ei bine, la mine, în general, momentele acestea sunt cu plâns, cu plânsete, cu țipete și în... Țipete, doamne, mulți zici, plânsete. Și atunci mai îmi revin și anumite amintiri în cap sau pur și simplu mă uit la poze, în și în ideea de a mă liniști cumva, dar și în ideea de a-mi aminti anumite lucruri. Uneori e bine, alteori intru în niște amintiri nu tocmai plăcute și atunci bocetul continuă, dar n-a fost cazul azi pentru că am dat peste o poză de mai mult timp. Dacă vedeți pe acolo prin spate, am și niște vase de spălat că au rămas de seară, în care i-am făcut iubitul meu o pizza în formă de inimioară. Și cum v-am zis că în ultimele săptămâni a fost așa cam aglomerație, nu prea am avut timp să prioritizez și timpul împreună și nici el nu prea a avut timp, nici unul nu prea am avut timp. Așadar, am cam rămas noi un pic mai la coadă, încercând să rezolvăm anumite lucruri. Și am spus că ar fi foarte drăguț, având în vedere că este vineri, a avut și el o săptămână lungă, ca și mine de altfel, sau poate chiar mai lungă. Am zis că până vine el de la muncă, cam într-o oră, să fug repede până la Profi, că avem unul foarte aproape de noi, se coace clătita, și să cumpăr aluat pentru pizza, mă rog, am luat mai multe, cașcaval, o să vedeți, salam, tralala. Și am spus că o să decupesc frumos în formă de inimioară și o să fac niște pizza drăguță în formă de inimă și totodată la pizza merg foarte bine niște clătite și am luat aici și un fineti pentru că în ultimul timp îmi place, ne place de fapt să mâncăm clătitele cu un fineti sau cu Nutella. Sincer îmi pare rău că n-am luat Nutella, că era și un preț mai bun la Nutella pentru că nu prea m-a dat pe spate finetele astea, dar vă zic asta pentru că eu ca o nevastă devotată ce sunt, gust înainte, deci nu pot să-i dau fără să gust lucrurile și am tot gustat din borcanul ăsta și acum fac clătite, după care mă apuc să fac pizza, iar apoi mai avem foarte puțin de așezat prin casă, dar asta o să mai așezăm după ce vine el și o să stăm așa un pic să devorăm ce gătesc eu bun aici, sper să iasă bun, adică așa zic eu, n-ar avea ce să-mi iasă rău la niște pizza și la niște clătite, dăm un pic foc mai tare că mi se pare că clătita asta nu se mai coace niciodată. Și apoi o să vedeți că mâine o să plecăm spre Brașov. Mergem, am zis, cu ocazia aniversării noastre, a 2 ani de căsătorie, care a fost la începutul săptămânii acesteia. Și o să mergem să ne relaxăm și noi puțin, după care duminică tot așa pe chill, pe relax și am zis să vă filmez și vouă, asta și pentru că aș vrea să vă iau cu mine la Brașov și, bineînțeles, pentru a vă arăta în viața cu de zi cu zi ce mai fac, să mai povestim un alta, ce mai faceți voi, cum sunteți, cum e această perioadă pentru voi, a trecut nebunia verii sau sunteți în continuare prinși în treburi. Sau poate v-ați intrat foarte mult în modul acesta relaxant de toamnă, urmând ca undeva spre săptămâna viitoare, sper eu, să și decorăm de toamnă, încă nu știu, de aia zic sper, pentru că aș vrea să văd dacă cumpăr mai întâi biblioteca și apoi să decorăm, dar totuși nu aș vrea să mai petrec foarte mult timp așteptând să decorez de toamnă, pentru că mă încântă gândul acesta de a decora și încă nu știu, încă nu sunt foarte sigură. Ideea e că am o stare foarte bună. În general, eu nu știu dacă sunteți capricorni sau poate cunoașteți. Ideea aceasta, în general capricornii se simt foarte bine după ce au o cădere nervoasă, nu înțeleg cum funcționează lucrul ăsta, dar eu mereu sunt genul acela de om care mă adun foarte multe, după plâng, mă simt aiurea, după care mă simt foarte bine. Nu știu cum pot, nu pot explica, probabil îmi reiau motivația și puterea din momentele acelea slabe, cumva așa sunt eu, cred cumva în zodii, nu foarte mult dus în extrem și nu cred că lucrul ăsta îți guvernează cumva viața, dar oricum cred în unele caracteristici. Să întoarcem și clătita pentru că am vrea ca al meu soț să mănânce niște clătite delicioase, nu niște clătite amărâte, nu pot cu o mână pentru că se tot mișcă tigaia, așadar o să vă las un pic și mai vorbim mai încolo. Bun, cam așa arată pizza până acum, nu e băgată la cuptor, după cum vă dați seama, și știu că o să râdeți de foaia mea de cop, dar am realizat că nu mai am foaie de cop și asta era ultima bucată care se afla acolo în dulap, deci asta e, cu asta defilăm. Am decupat, în caz că vă întrebați, inimioara aceasta cu ajutorul unei forme pe care am găsit-o prin casă, sincer să fiu. Este un coș în formă de inimioară și am zis că arată foarte bine. Am umplut-o de salam și mușchi file pentru că știu că iubitul meu e carnivor. Am pus cașcaval și o să mai pun un teanc de cașcaval, ca să zic așa.
după ce o să ia ceva timp la cuptor, adică când este aluatul făcut, și am mai pus câteva măslinuțe. În ultimul timp și mie și iubitul meu ne place pizza să o menținem cât mai simplă, dacă se poate, bulion, ceva carne și brânză, nimic mai mult, pentru că ni s-a cam luat de pizza aceea mult prea plină de tot felul. Și da, haideți să o băgăm la cuptor și să se facă frumușică, vă arăt după. Nu știu dacă v-am zis vreodată, dar sunt aproape sigură că v-am zis cât de mult ador eu smochinele proaspete. Deci le iubesc, sunt viața mea. Aș mânca porici cu smochine din astea în fiecare zi sau gorgonzola cu crackers și cu smochine din acestea proaspete. Doamne, deci sunt geniale. Eu le mănânc cât ai clipi, deci mănânc una din asta imediat. Nu am un preț foarte scump și în general abia aștept toamna ca să le aduc la Kaufland sau la Mega, cam de aici le iau. Și arată foarte bine, doamne. Mă pun să o savurez pentru că, doamne, e minunată, nu știu dacă vouă vă plac, dar mie îmi plac cele proaspete, cele uscate nu pot să zic că sunt fană, dar astea, doamne, sunt așa fresh și cumva dulci și din câte știu eu sunt și foarte bogate în vitamine și nutrienți. Cam așa arată totul, am uns și 3 clătite pline de ciocolată, una pentru mine, două pentru el, bine, asta dacă nu o să mai vrea așa altele, dar am făcut suficiente și cam așa arată pizza la final. Mi se pare foarte drăguță și totodată mi se pare așa ceva, o atenție drăguță și romantică pentru partener în caz că ați rămas în pană de idei sau poate v-ați dat seama că n-ați mai făcut ceva drăguț pentru partener de foarte mult timp. Asta mi se pare o idee foarte drăguță și bineînțeles dacă mai e și mâncător de clătite și pizza sau mâncătoare, depinde. Cu siguranță o să vă prindă foarte bine ideea asta și o să bucurați pe cel drag. Bun, mă duc acum pentru că urmează să vină, mi-a dat mesaj, trebuie să mai pregătesc doar 2 pahare să pun ceva de băut și cam atât. V-am pus puțin pe trepied ca să stăm puțin de vorbă, pentru că nu ne-am mai auzit zilele acestea și v-am tot filmat cadre și aș vrea cumva să se înțeleagă ceea ce am vrut să arăt. Așadar, pentru lămuriri și pentru a vă mai spune și alte lucruri care n-au apărut pe cameră, am zis să las aici, să pun aici camera de vlog și să vorbim așa, pe pendelete. Ei bine, o voi lua cumva invers, descrescător ordinea evenimentelor. Voi începe cu azi, care este duminică, ieri, sâmbătă și apoi vom ajunge și la ultimul lucru și mai exact comanda care cred că mi-a venit vineri, când am dat startul vlogului sau cu o zi înainte, ceva așa. Și vreau să vă prezint și vouă. Ei bine, astăzi de dimineață, ei în jur de 1 ceasul, am fost să ne întâlnim cu niște rude și frații mei la o biserică de prin zona asta în care ne-am mutat acum, nu am mai fost niciodată acolo și a fost foarte frumos și drăguț, pe lângă că am stat afară și să știți că se simte, s-a răcorit. Astăzi este 1 octombrie, așadar vă doresc
o lună perfectă, pentru că, nu știu dacă v-am mai zis, luna octombrie este favorita mea din tot anul. Aș putea spune că îmi place un pic mai mult octombrie chiar și decât decembrie, pentru că mie îmi place foarte mult toamna, dar cumva decembrie are acolo un plus pentru că e ziua mea și sunt sărbătorile de iarnă. Dar, în schimb, octombrie este luna care mă reprezintă 100%. Nu e nici la fel de agitată pe cât este luna decembrie, pentru că, na, personal, dacă creezi conținut, decembrie e posibil să fie o lună și mai agitată. Dar octombrie mi se pare o lună foarte caldă, calmă, mi se pare așa foarte cozy, perfectă pentru petrecut timp în natură, dar și în casă. E luna mea în care mă simt cea mai vie, cea mai creativă și cea mai relaxată și sper să fie și anul ăsta la fel și pentru mine, dar și pentru voi, pentru că chiar vă doresc lucrurile acestea. Și chiar voiam să zic să ne întoarcem la oile noastre, că a fost o zi de octombrie ideală, temperaturi mult mai scăzute, acum a dat și puțin soarele, dar s-a simțit frigul și puțin vântul, așa, dar a fost foarte frumos, am stat afară, bineînțeles, liniște, pace, iar la sfârșit, la biserica asta nouă, nu am mai văzut până acum, se practică un fel de obicei din a dat la sfârșit ceai, cafea și prăjituri și erau foarte mulți copii. Și s-a servit pe acolo și era doar o veselie, deci a fost foarte frumos, chiar m-a încântat pentru că nu prea vezi lucruri de genul. Iar apoi am venit acasă, cam atât cu ziua aceasta, iar planurile pentru ziua asta, vă zic pentru că nu cred că o să ne mai auzim, vor fi leneveală, pentru că ne-i foarte dor de o zi de lenevit. Ieri a fost o zi mega activă și am zis, hai să balansăm cumva situația, să fie așa o zi foarte cozy. În casă am cam terminat de așezat, o să mai avem puțin mâine, când sper eu, dacă am timp, să și începem decorațiunile de toamnă, pentru că marți cumva ar trebui să vedeți voi vlogul, deci sunt niște chestiuțe în cap la mine. Despre ziua de ieri, n-am apucat să vorbesc cu voi absolut deloc, pentru că încă de dimineață nu știam dacă o să mergem sau nu, pentru că vineri seară, nu am mai vorbit atunci cu voi, mi s-a făcut puțin rău, nu știu dacă v-am mai zis, eu am tot avut anumite probleme cu rinichii și m-au durut foarte tare, nu știu dacă am tras frig sau că o fi de vină anumite circumstanțe, să-i spunem așa, dar probabil frig sau pietre, habar n-am ce mai am eu pe acolo, că urmează să merg să-mi fac și niște analize în această idee, dar m-au durut foarte, foarte tare și atunci nu am simțit nici foarte bine, m-a durut și capul, m-a durut și gâtul și nu știam dacă o să mergem, dar cu toate astea am plecat de dimineață, am avut rezolvat niște treburi în oraș, după care am plecat spre Brașov, unde am făcut aproape 3 ore. Noi din Bacău în Brașov cam așa facem, vreo 3 ore. Și, într-adevăr, e obositor că faci 3 ore dus, 3 ore întors, deci cumva faci 6 ore, le pierzi pe drum, dar cumva pentru noi partea asta nu e o pierdere, pentru că noi cumva în drum dus am stat de vorbă, deci am vorbit 3 ore vrute și nevrute, pentru că noi mereu am vorbit foarte mult, dar cumva noi nu ne plictisim niciodată în compania celuilalt, chiar dacă unul dintre noi face o activitate, cum ar fi că iubitul meu conduce și e atent la trafic. Dar a fost foarte frumos, deci pe noi ne recrează maximum, chiar și mersul cu mașina, bine, nu 8 ore în continuu sau 12 ore, dar așa 2-3 ore e foarte fain și a fost chiar frumos. Pădurea începe, că de cum treci drumul din Bacău în Brașov este o pădure destul de mare și începe ușor-ușor să se arămească și se face foarte frumoșică, iar la drum, la întors, ne-am întors pe la 12, cred că am ajuns acasă, 12 seara, că am plecat pe la 9. A fost foarte fain pentru că am ascultat muzică în continuu, deci 3 ore doar de muzică, de tot felul, din liceu și am depănat amintiri și a fost o zi foarte relaxantă ieri per total și ne-am conectat așa, am stat, am râs, am vorbit, ne-am simțit foarte bine. Nu am făcut foarte multe activități în Brașov, dar ideea nu a fost asta, ideea a fost să mergem în Brașov, să mâncăm, să ne simțim bine și să fie așa o zi de toamnă foarte relaxantă. Noi asta am vrut și am avut parte, slavă Domnului, am fost la Turnul Negru și Centrul Vechi, am fost și am mâncat la Ursul Carpatin, este un local pe care vi-l recomand din suflet, îl găsesc în centrul Brașovului și au mâncare genială și chiar vorbeam cu iubitul meu că ne așteptam la o notă de plată mare pentru câtă mâncare am luat, dar nu. Deci prețuri foarte bune și calitatea mâncării este top, efectiv, nu se compară cu ce găsești la noi în oraș.
La noi în oraș mi se pare că sunt și prețuri mari și calitate proastă și la mâncare și la servicii în general, per total este o problemă a orașului Bacău, dar a fost foarte fain. Deci dacă treceți cumva pe acolo, singura problemă e că ei nu lucrează pe bază de rezervări și totodată au mereu full, dar noi am reușit pe la ora 1 sâmbătă să prindem o măsuță liberă. Mai erau 2-3 când ne-am dus, dar când am plecat nu mai erau absolut deloc. Am mâncat cei mai buni papanași din viața mea, cel mai bun bulz din viața mea și o ciorbă de afumătură minunată. Limonada, din nou, exemplară. Cred că am petrecut vreo 2 ore la terasă la ei până ne-a dus mâncarea, cât am mai stat, am mai vorbit, cât am mâncat, a fost foarte bine și extrem de relaxant, iar după am zis hai să mergem la mașină ca să vedem în legătură cu parcarea, dacă trebuie să mai achităm și să ne luăm și hainele, că se făcuse un pic răcoare. Și vreau să zic că ne-am așezat puțin în mașină și eu am ațipit. Efectiv am ațipit instant și am ațipit vreo 20 de minute, jumătate de oră, care mi-au prins foarte bine pentru că după ne-a dat energie. Am băut pumpkin spice de la Starbucks, mi-era foarte dor, n-am mai băut de mult Starbucks, pentru că, hei, noi în oraș nu avem, se preconizează că ar trebui să se deschidă, dar nu știm când și nu știm dacă chiar o să se întâmple acest lucru. Dar, da, așteptăm un bubble tea foarte fain cu ceva... biluțele acelea, am uitat cum se numesc mereu, îmi scapă, de rodie și sucul de mere verzi. Deci dacă aveți ocazia să încercați combinația asta la bubble tea, e foarte faină. Asta dacă vă doriți ceva acrișor cumva. Ce am mai făcut ieri? Nici nu mai știu. Ne-am plimbat foarte mult, deci am făcut foarte mulți pași, dar am uitat să încep cu începutul. Când am ajuns în Brașov, ne-am dus puțin la Coresi. Noi avem obiceiul ăsta pentru că Coresi este cumva fix la intrare. Coresi este complexul acela mare unde aveți mall-ul. Mall-ul nostru preferat de altfel, chiar știu că este și AFI, dar pe noi nu prea ne impresionează cumva mall-ul respectiv. Dar Coresi a rămas așa cumva pe sufletul nostru pentru că noi de fiecare dată când mergem în Brașov și slavă Domnului mergem, mergem în Coresi, ne place și cartierul ăla cum arată. Și am fost ca să mergem la baie și am zis hai să intrăm și puțin în Daiman, că mi se pare mie că văd niște papuci și poate îi găsesc niște botine. V-am zis că vreau să le înlocuiesc. Și m-am trezit că îmi cumpăr nu una, ci 2 perechi de papuci. Și o să vă povestesc imediat și am fost foarte încântată pentru că erau și la o pereche a fost la reducere destul de mare și cu aplicația, m-a pus doamna de la casă să descarc cu aplicația, am avut și 10% și ceva puncte acumulate, oricum, ceva foarte fain s-a făcut acum. Deci dacă mergeți să vă achiziționați niște papucei din Daiman, să știți că mai întâi descărcați aplicația, pentru că aveți și niște puncte și aveți și la prima achiziție aveți 10% și na, dacă vă luați niște papucei de 200, 300, 400, 500 de lei, e acolo un discount destul de făinuț. Eu trebuia să dau în jur de 260 și ceva de lei și am dat 230 și un pic, ceea ce e ceva. Dar o să vă arăt imediat exact ce mi-am luat. Nu mai știu exact ce să vă zic despre ziua de ieri, decât că a fost foarte faină și așa ne-a recreat și cumva nouă ne place Brașovul foarte mult, v-am mai zis. Este un fel de... este cam singurul oraș pe care îl simțim cumva acasă pentru suflet, cred că ăsta e un cuvânt foarte bun de zis, pentru că știți, sunt acele locuri în care mergeți, fiecare depinde, are unul, casa în care a copilărit, satul în care a copilărit sau o biserică dragă sau un oraș drag, în care când mergi sufletul se simte cumva acasă, se simte că aparține acolo. Ei bine, eu am mai multe locuri de acest gen, am o mănăstire care mi este foarte dragă și unde mereu mă simt cumva așa. Și mai am Brașovul, mai avem, că e cumva o chestie comună și ne-a plăcut, chiar ne-a plăcut. Dar, mă rog, asta despre Brașov n-am ce să vă zic, pentru că, după cum v-am mai spus, în nenumărate rânduri, Brașovul este dragostea noastră. Bun. Și acum, mi-am luat 2 perechi de papuci. Prima oară am rămas doar la niște botine. V-am povestit eu într-un clip că am avut... când am făcut 18 ani, niște botine mi-am cumpărat fix în acea zi, tot din Daiman, niște botine negre de care am fost întrebată de foarte multe persoane și în liceu, că eram între 12 atunci, dar totodată și pe Instagram, că am mai postat poze, doar că ceea ce s-a întâmplat e că am căzut cumva, nu întrebați cum, de pe niște scări și am căzut cu ele și s-au rașchetat cumva în bot și n-am mai avut ce să le fac, s-au stricat. Le-am mai purtat eu așa când și când la niște ședințe foto și i-am făcut în așa fel încât să nu se vadă, pentru că nu știam ce alt papuci să-mi iau la ședințele respective, dar nu puteam să-i port în viața de zi cu zi, adică la o ședință foto port jumătate de oră și nu te vede nimeni, dar în viața de zi cu zi se vedea urât. Și am căutat, deci vă dați seama că eu am făcut 18 ani în 2018. Și am căutat din 2018 până acum, în 2023, botinele astea în Daiman, de-am înnebunit în fiecare an. Toamna mergeam și probam toate botinile din Daiman în speranța că o să le găsesc. Și
s-a întâmplat minunea. Le-au readus cumva, nu știu dacă sunt, m-am uitat un pic la poze, nu știu dacă sunt chiar 100% modelul ăla, dar undeva 90% seamănă perfect și se simt la fel în picior. Și o să vi le arăt, sunt niște botine negre, foarte faine și mă bucur că mi-am luat în sfârșit botine, pentru că pot să scap de cele animal print, care foarte dragi mi-au fost, dar nu mai sunt într-o condiție bună, v-am mai zis. Cam așa arată. Sunt foarte ușoare, știu că poate o să vă înspăimânte tot cu ăsta, dar nu, sunt extrem de ușoare. Aici are cumva marginea asta zimțată, fiind negre, sunt așa elegante și sexy totodată. O să încerc să scot puțin ca să înțelegeți ideea. Aici sunt un pic mai înalte, iar aici puțin mai joase. Foarte faine și știu că par un pic pătrățoase așa din față, dar asta e pentru că eu port o mărime micuță. Și când e mărimea micuță cam așa se vede, dar pe picior sunt foarte, foarte elegante și classy. Sunt cumva un model clasic, eu le-aș vedea purtate în multe combinații, bineînțeles, nu cu pantaloni de training și colanți, dar cumva merg și la blugi, cu sacou ceva și merg și la rochițe foarte, foarte bine. Zic asta pentru că eu le-am purtat și mi-amintesc și acum, uitați ce fain e talpa, acum văd care steluțe. Îmi amintesc și acum ziua în care le-am cumpărat pe celelalte, făcusem 18 ani și eram în mall-ul de la Suceava, că mi-am petrecut ziua de naștere cu iubitul meu la Câmpul Lung. Și făcusem atunci o sumă de bănuți și pentru un elev să faci o sumă așa mare de bănuți, pentru că la 18 ani toată lumea e un nou început pentru tine, eram foarte fericită, dar nu vă închipuiți o fericire din aia de copil pură. Și când am găsit botine și îmi doream de foarte mulți ani niște botine, știți cum sunt domnișoarele, vor și ele să arate bine și îmi doream de foarte mult timp. Și când le-am găsit, mi-a zis iubitul meu ieri că îmi ține minte și acum fericirea aia de pe chip și cum eram în al nouălea cer și așa am fost și ieri când le-am regăsit, Doamne. Au avut ca preț 149 de lei, deci cu ceva mai mult decât am dat prima oară pe ele, că nu mai știu cât am dat atunci, au tot în jur de 100 și ceva de lei, 120, cam așa arată și abia aștept să le port și o să mă vedeți cu ele în foarte, dar foarte multe poze și clipuri și nu numai. Bun, și cum mă stăteam eu să mă uit pe acolo în speranța că poate găsesc, apropo, botinile sunt de la Graceland, deci nu sunt vreo piele sau ceva, sunt material sintetic, dar pe mine nu mă interesează asta cu pielea decât la papucii care sunt veniți să-mi țină cald. Ei bine, papucii ăștia nu i-am luat să-mi țină cald, i-am luat să fie confortabil și eleganți. Cum mă plimbam eu pe acolo în speranța că poate găsesc botinile acelea animal print sau măcar un model asemănător să fie la fel de ușor și așa, nu am găsit, dar am găsit o pereche de papuci la reducere de la Catwalk. Au fost la reducere de 50%, deci de la 230 de lei la 114 lei. Și când i-am și probat și mi-au plăcut, o să vedeți că e un model așa mai atipic, nu cred că m-ați văzut pe mine purtând, dar am văzut că se poartă acum și mi-a plăcut foarte mult cromatica. Aceștia sunt. Știu că îi vedeți un pic mai mari, dar asta pentru că au talpa asta butucănoasă, cam așa vin din față și înăuntru sunt efectiv îmblăniți, țin destul de cald, dar eu i-am luat pentru că sunt extrem de ușori, nu-i simți deloc în picior, îmi place foarte mult și talpa și cumva i-am luat în ideea de a-i purta în viața de zi cu zi, pentru că botinile pe care le-am luat și le-ați văzut mai înainte, nu o să le port chiar în viața de zi cu zi și eu nu prea sunt fan Adidas și loafers pe gustul meu nu am găsit și când zic pe gustul meu, singurul meu gust este să nu mă bat în spate și să-mi facă rană. Așadar, m-am gândit să-mi iau papucii ăștia și să-i port cam cu orice, pentru că merg și cu fuste, merg și cu rochii, merg și cu blugi, cam cu orice, nu prea ai cum să dai greș. Și este un material așa lucios, foarte fain, mi-au plăcut. Nu-i mai probez acum să-i vedeți în picioare, pentru că o să vină la un moment dat clipul cu ținutele de toamnă și o să-i vedeți atunci. Oricum, un preț foarte bun, i-am prins eu pentru că prețul întreg era mai mare și cam așa sunt. Cromatica mi-a plăcut foarte mult pentru că pe frunzele astea acum de octombrie o să se vadă genial talpa asta și mi s-a părut o idee foarte bună, o să mai încerc și eu alt gen de papucei pentru că genul ăsta de bocanci nu i-am avut niciodată. Și cu toate am văzut că se poartă, am zis hai să încerc, de ce nu? Și bineînțeles, faptul că sunt atât de confortabili m-a făcut să-i cumpăr. Gata, că am vorbit foarte mult despre papuci, îi găsiți în Deichmann, în caz că vă interesează, iar seara, la plecare, am fost din nou în Coresi și în Coresi era și Oșanul și din Oșan am mers să luăm apă și am găsit și niște dovle cei, 4,50 bucat, am luat doar 3, voiam să iau mai mulți, dar nu erau chiar așa frumușei toți. Gândiți-vă că pe ăștia am stat destul de mult și am ales, am luat unul așa cu verde, cumva,
Am mai luat un model cu portocaliu. Am încercat să iau și diferit și mie nu-mi plac dovleci mari, nici lungi, nici... Mie pur și simplu nu-mi plac dovleci mari decât dacă stai la curte. Adică ăștia mi se par foarte fain de decorat prin bibliotecă sau să-i pui pe tăvița de lumânări. Foarte faină ideea. Dacă vezi, Dita, ai dovleac în casă, adică dacă ai vreo casă mare și pisicile tale nu atentează la ei și poți să-i pui așa pe jos, da, atunci mi se pare o idee faină. Dar în rest, ăștia mi se par foarte drăguței. 4,50 1, am zis că... Trebuie să iau și eu, doamne, mi s-au uscat gâturile când vorbesc de 15 minute aici. Vă mai țin doar puțin, voiam să vă arăt că mi-am dat și o comandă la Pharmacy și motivul pentru care vreau să vă arăt e că are rujuri de toamnă și pentru că am primit multe cadouri. Era cumva o ofertă, la 150 de lei, comandă de 150 de lei primești un ghiozdan gratis și dacă treci de 100 de lei primești și kitul de bun venit gratis și eu oricum aveam nevoie de niște lucruri, bine aveam sau nu aveam, voiam să-mi cumpăr rujuri de toamnă și am zis hai să-mi dau comandă și am ales ghiozdanul pe roz de la Pharmacy. E foarte fain și e girlish așa cumva, e un pic mai sport, dar îl văd în anumite ținute ușor mai elegante. Eu l-am luat în ideea nu pentru a face ținute cu el, l-am luat în ideea pentru că vreau să iau ori în drumețiile pe care le mai facem noi, ori la muncă, în viața de zi cu zi, pentru că la muncă, în general, îmi car apă, îmi car mâncare și mereu car în traiste și uneori e nașpa, mai ales acum că vine frigul și vrei să-ți bagi mânuțele în buzunar și mai bine ții ceva în spate. Bine, eu fac 10 minute până la muncă, nu e ca și cum e foarte complicat, dar înțelegeți. Am mai primit și kitul de bun venit, mi s-au înfundat urechile, deci răceala mea e în proces de dezvoltare, care este kitul de bun venit un pic diferit față de cum era când m-am apucat eu acum un an să fiu reprezentant Pharmacy, adică în prezent conține broșură de oportunitate și foarte multe mostre, adică avem mostre la foarte multe parfumuri, doamne, produse, avem de la gama aceea cu usturoi, mai avem de la de gama Lumi Radiance creme, de la VFXE fondul de ten, să vedem ce mai avem. Tot cremă de față și cremă de față, nu? Da. Și încă 3 creme de față. Bine, creme, că sunt mai multe decât creme. Ai mostră la fiecare din gama respectivă. Mai avem și 4 mostre de parfumuri. Încerc să vă arăt acolo. Hera, His Power, Her Passion și Monsieur. Deci 2 de bărbați și 2 de femei. Și ce m-a surprins, avem 4 mostre. Încerc eu să le iau, să vi le arăt. De rujuri și rujurile toate sunt omnatice și mi s-a părut foarte faină ideea pentru că eu uit uneori să-mi iau rujulețele la mine și atunci mai bine îmi pun unul în fiecare geantă și sunt sigură că am rujurile. Cam așa arată, nu știu dacă vedeți destul de bine, mi-a amintit de mostrele de rujuri pe care le mai primeam când eram mică, mă rog, în generală și veneau fetele cu cataloage și atunci îți dădea și o mostră la nu știu ce comenzi, mă rog, amintit. Mi-am cumpărat și o mască de față, asta mi-am cumpărat eu, celelalte le-am primit. Mi-am cumpărat o mască de față în aceasta cu rodie, care ar trebui să fie ceva energizantă, sperăm. Din gama 1 plus 1 gratis mi-am luat două astfel, bine, mi-am luat una și am primit două, practic. Am luat cafeaua cu cicoare, că mi s-a făcut foarte dor de ea, n-am mai băut de mult timp și să știți că are termen suficient. Când zic termen, mă refer la termenul de valabilitate, adică ține până în 2025, august 2025. Foarte faină cafeaua asta, tai pofta de mâncare, mă rog, ajută la multe lucruri, v-am mai vorbit. Văd că mi-am mai pus ei, nu știu cu ce ocazie, o mostră de la fondurile de ten. Eu folosesc foarte mult fond de ten în acesta, dar... Nu este nuanța mea aici, dar o voi păstra și o voi da la giveaway-ul. Tot din gama aceea 1 plus 1 am găsit niște rujuri tomnatice. Am vorbit foarte mult și mi s-a uscat gâtul. Mie îmi place foarte mult gama asta pentru că mai am. Toate rujurile mele sunt de altfel de la Pharmacy. Și o să vă arăt ce nuanțe frumoase. Pe prima m-ați văzut deja purtând-o în clipul acela cu Empties. Dar pe a doua încă nu am purtat-o pentru că abia mi-a venit comanda, v-am zis. Avem o nuanță așa de roșu burgundiu, așa se vede pe buzele mele, dar cumva aici arată, duce un pic în dovleac, dar vă zic că pe buzele mele este un burgundiu foarte frumos și mai avem nuanța asta nebună cumva, care este, văd că voi vedeți mai deschisă cumva, este cumva un strugure din acela mai deschis la culoare, care se pune pe mesele de la botez, nu etc. Ce mi-am luat? Tot un ruj, că de ce nu? Venea în cutiuța asta, dar eu l-am scos că l-am luat ieri cu mine la Brașov
Este un ruj foarte fain, ușor hidratant și să știți că rezistă ceva, pentru faptul că e hidratant, rezistă ceva timp pe buze. E așa o teracotă, să zic, arată foarte bine și se simte foarte bine pe buze. Aplicarea foarte ușoară, chiar mă miram pentru că nu-mi găseam creionul de buze. Cu mutatul ăsta și cum vă rămășeala, nu mai găsesc creionul de buze, nu știu unde l-am pus. Și m-am dat doar cu el și în general eu, dacă mă dau doar cu ruj fără să-mi fac conturul cu creion de buze, arat groaznic, zici că m-am măzgălit, dar nu, cu asta s-a aplicat foarte, foarte bine. Și mi-am mai luat ultimul lucru, ceva ce s-a lansat recent, peciuri de ochi din gama aceasta Lumii Radiance, care sunt menite să hidrateze foarte bine și totodată să revitalizeze zona aceea de sub ochi, care în general e uscată. Chiar sunt curioasă să le desfacem puțin pentru că n-am umblat la ele, deși curiozitatea a fost mare. Cam așa arată cutiuța și vine și cu spatulă din asta să poți să le iei. Bineînțeles că aici este sigilată, o să încerc eu să rup cumva, bine. Cred că se poate desface și frumos, dar de ce să nu rupi dacă ai posibilitatea de a face acest lucru? Gata, haideți că am reușit. Și cam așa arată în interior peciurile. Cred că sunt 60 de bucăți, deci ajunge cumva 30 de utilizări și se ia cumva cu spatula asta. Doamne, efectiv sunt îmbibate în serum. Se ia așa câte unul, eu am luat două acum, că de ce nu, lux și opulență, și se pun sub ochi. Știți cum sunt peciurile. Sunt foarte curioasă să le testez și să revin cu feedback la voi, pentru că le-am văzut foarte apreciate și par interesante. Acum să știți că găsiți din fiecare gamă, sunt mai multe game la farmacii pentru îngrijirea tenului și din fiecare gamă găsiți peciurile astea, dar erau out of stock când am vizionat eu ultima oară site-ul. Și atunci le-am luat pe astea din gama Lumii Radiance. Bun, cam asta am vrut să vă arăt, iar în legătură cu toate produsele de la farmacie, dacă aveți curiozități, găsiți în cutiuța cu descrierile link de unde vă faceți, bineînțeles, cont, iar de acolo puteți să vi le cumpărați cu reducere de fiecare dată și totodată să primiți și cadouri, iar dacă aveți curiozități, nu uitați să-mi scrieți. Bun, gata, cam atât, că oricum am vorbit suficient. Vă las acum și mergem și noi să ne odihnim în ziua asta, iar mâine o luăm de la capăt cu o nouă săptămână, dar, foarte important de menționat, o săptămână de octombrie, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Bun, vă las și ne auzim zilele următoare, poate cu decorațiuni de Crăciun, Doamne, m-a luat gura pe dinainte, cu decorațiuni de toamnă, să facem și noi să fie frumos prin căsuță. Probabil asta e vlogul cumpărătorilor sau ceva așa, văd că mi se termină și bateria la cameră. Nu o să mă țin de cuvânt și nu o să decorăm în acest clip, dar vă arăt decorațiuni. Am fost în Pepco și puțin în Sinsay până ne-am întâlnit eu cu iubitul meu la Lidl să facem cumpărături și am cumpărat câteva decorațiuni foarte faine de care sunt super încântată. Știu că mă vedeți cu ceva umbre, mă dau așa mai aproape. Și vreau să vi le arăt rapid, după care să vă arăt cumpărăturile alimentare, pentru că, Doamne ferește, noi n-am mai făcut de foarte mult timp niște cumpărături alimentare și nu mai aveam nimic, deci nimic în frigider. Și am făcut cumpărături de toți banii la propriu, dar haideți rapid să vă arăt decorațiunile, urmând ca apoi să închei, pentru că o să vedeți că o să ne lungim tare mult și cu decorațiunile și cu cumpărăturile și apoi nu vreau să fac clipuri kilometrice, dar asta cred că așa o să-l numesc, vlog al cumpărăturilor, pentru că practic v-am arătat doar cumpărături de când am început. Am cumpărat din Sinsay această ghirlandă, a fost 13 lei și e foarte drăguțică, încă n-am desfăcut-o, ea vine cu baterii, dar, mă rog, nu vine cu baterii incorporate, ca să zic așa, dar se aprinde pe bază de baterii și arată foarte drăguț cu două vlecei. Nu știu încă dacă o să mi-o pun la bibliotecă, bibliotecă pe care momentan nu mi-am cumpărat-o, mâine o să încerc să merg prin magazine și să văd un pic oferta, pentru că nu știu exact ce vreau de aia, am mai primit sfaturi de la voi, dar nu știu exact ce vreau, dacă chiar vreau biblioteca aia pe care mi-o doresc eu de mult timp sau dacă vreau altceva, pentru că am văzut fel și fel de idei. Dar dacă nu o să o pun la bibliotecă la cărți, cu siguranță o să o pun așa pe lângă TV sau o să-mi fac eu un colțuleț al meu unde să fac poze și unde să citesc din astea. Sau dacă nu, în dormitorul nostru, atât din Sinsay că nu am întins coarda pentru că o să vedeți că am luat destul de multe din Pepco și atunci am zis hai să mă potolesc. Din Pepco am dat 5 lei pe chestiuța asta care mi s-a părut adorabilă, mai ales că se aprinde. Acum nu vedeți voi cine știe ce, dar când este întuneric, are mai multe culori, vai ce fain. Când o să fie întuneric o să se vadă tare fain. În aceeași idee,
Poate o pun prin rafturile mele, poate o pun la cărți, habar n-am, dar mi se pare tare drăguță. Și eu nu sărbătoresc Halloween-ul, personal nu-l sărbătoresc, dar toată luna octombrie pentru mine înseamnă spooky, Halloween, cărți citite în sfera aceasta, decorațiuni în acest gen, poate fac niște prăjituri cu modele de genul, nu mai zic că o să vină și perioada când o să aducă săptămâna aceea de Halloween la Lidl. Doamne, eu abia aștept, în fiecare an de câțiva ani cumpăr an de an, deci sunt obsedată. Îmi place tare mult ideea asta de a decora, nu o să-i că țin eu Halloween-ul. Apoi am avut ceva foarte drag mie anul trecut din Pepco, doar că încercând să fac un Reels, l-am scăpat pe jos și s-a crăpat. Este vorba despre acest dovleac care este fix la fel ca anul trecut. Singura diferență pe care am observat-o este că nu mai miroase a scorțișoară și a dovleac, ci miroase a caramel sărat, ceea ce pe mine nu poate decât să mă bucure, sunt mare fană caramel și l-am luat pentru că e și foarte ochios. Acum nu o să mai desfac, are el o bată aici, dar pur și simplu se ridică de codiță și arată foarte frumos. Tot așa în aceeași idee, pentru momente cozy, eu sunt foarte mare fană, tot ce ține de sfera asta de a avea un spațiu cozy. Și apoi, nu o să vă vină să credeți, adică o să fiți foarte șocate când o să vă zic că mi-am luat două căni, dar când am fost în Brașov, era să zic în Iași, bântuie Iașu. Când am fost în Brașov la Starbucks, aveam niște căni în formă de dovleac, foarte faine, dar scria așa Starbucks pe ele și nu-mi plăcea ideea dacă scrie Starbucks, plus că costa una 90 de lei. Mi s-a părut extrem de mult ca să găsesc cu 13 lei. Minunăția asta de cană, dacă auziți ceva crânțănit, să știți că Marcelino a meu mănâncă niște boabe până mă pun eu să prezint cumpărăturile și este și lui foame, că i-am luat niște snack-uri, asta ca să știți. Arată minunat, bine, acum se reflectă puțin lumina, dar uitați ce cromatică frumoasă și am de gând să fac foarte multe poze în luna octombrie. Nu mâncate repede du ginger. Și da, v-am luat cănița asta și în caz că nu vă așteptați, n-aveți cum să vă așteptați lucrul ăsta așa este, am mai luat o căniță. De data asta potrivită 100% mi se pare doar pentru perioada aceasta a lunii octombrie, când avem Halloween-ul, bine, poate și noiembrie un pic. Este o cană așa mai spooky, dar nu foarte, adică nu duce chiar să te sperie. E foarte drăguțică așa, avem aici un, nu știu, un păiangăn și ceva cadavru, mă rog. Vrea să arate ceva foarte spooky, asta e ideea. Și abia aștept să mă uit la filmul acela, ori Coco, ori The Nightmare Before Christmas, ori am mai multe filme de toamnă pe care le vizionez mereu și mereu. Și mă bucură foarte mult și abia aștept cu niște bezele din alea de la Lidl în formă de monștri, minunat. Poate mă numiți nebună, habar n-am, dar mie îmi plac toate. Și așa ca idee, cănițele au fost 13 lei și dovleacul acela mare, lumânare, a fost 32 de lei. Bun, am terminat cu partea aceasta de decorațiune. O să trecem la cumpărături alimentare și apoi vă las. Acesta este bonul de la cumpărături alimentare. Nu o să vă mai las prețurile pe ecran, pentru că prețurile în general le las doar la clipurile destinate 100% cumpărăturilor, dar aici m-am gândit să le trec rapid în revistă și să vi le arăt. Bonul a fost acesta, adică a fost destul de costisitor, peste 15 lei, dar noi am luat pentru cam 2 săptămâni mâncare, cel puțin așa aproximăm. Nu știu cu ce să încep, că nu știu dacă vedeți, până încolo și am și aici, sunt doar cumpărături. Dar o să încep cu partea asta fiind cele mai puține și o să încerc să-mi fac aici loc pe masă ca să pot să le pun. O să încep prima și prima oară cu ceva de care mi-era foarte poftă și iubitul meu a găsit în Lidl și a zis că vrea să-mi ia. Și mi-a luat cutia aceasta de Ferrero. Eu sunt nebunită după varianta asta, pe care nu prea o găsești de sine stătătoare. Pe asta o găsești mereu. Raffaello nu pot să zic că sunt foarte mare fană. Eram la început, mă refer în începutul relației. Prin 2018 eram foarte mare fană Raffaello, dar vreau să zic că iubitul meu când își creează câte o obsesie că îmi place ceva, îmi ia acel ceva mereu, efectiv mereu. Pentru că dacă știe că mie îmi place ciorba de nu știu ce, pe care mi-o aduce uneori acasă, când mai aduce el de mâncare din oraș, atunci mi-a doar ciorba aia și mi-a adus atunci efectiv Raffaello și știu că era Crăciunul, mi-a luat el Raffaello, iar de ziua mea a spus la toate rudele că mie îmi place Raffaello și toate rudele lui mi-au luat Raffaello. Și vreau să zic că am mâncat în clasa 12-a de Raffaello, cât n-am mâncat în toată copilăria mea, dar în continuare îmi plac pentru că sunt fană cocos, dar astea eu sunt înnebunită, deci efectiv îmi lasă gura apă, abia aștept să le desfac și să le mănânc pe toate. Nu mă uit la calorii la ele. Am luat și niște banane amărâte,
fiind și 7 lei kilogram, arată și destul de urât, dar mi-era poftă pentru că, din nou, nu am mai făcut cumpărături de mult timp și nu prea am mai apucat să mănânc banane. Am luat și o ciocolată pe ultima 100 de metri, eram la casă și mi-am amintit că vreau o ciocolată, în ideea că eu mănânc foarte des porridge toamna, mănânc ovăzul acela delicios și îmi place să mănânc toamna cu ciocolată, banană, măr din astea și ciocolata asta e foarte faină, adică dacă încă consumați ciocolata aceea de la Heidi cu 85% sau 75% cacao, țeapă, asta e mult mai bună și mai fină. Am luat și un mălai pentru că am mâncat în Brașov bulz și iubitul meu a început să facă și el. Ieri a făcut un bulz și a început să tot facă și dacă îi place, de ce nu? El și-a luat tot, el și-a luat mălai, nu l-am forțat eu, să știți. Am luat ceva ce mâncam în prostie când m-am apucat de YouTube atunci. Am prin primele clipuri când vă arăt eu ce mănânc într-o zi. Mâncam foarte des musli aceștia care, într-adevăr, conțin zahăr, dar sunt ok și pe ingrediente. Sunt niște musli crocanți cu alune, ciocolată, singura parte care nu mă încântă sunt stafidele, dar momentan le agresc cât de cât. Deci, da, abia aștept să-mi pun așa pur și simplu un iaurt la muncă sau nu numai și acasă, ca gustare. Sunt foarte buni. Dacă încă nu i-ați testat, asta e varianta cea mai bună. Și chiar au cubulețe de ciocolată așa ușor dulci, nici foarte amărui, nici prea dulci. Foarte fain. Vorbesc foarte mult despre mâncare pentru că mi-este și foame. Am fost la muncă și n-am apucat să mănânc. E aproape 4 ceasul. Haideți să desfacem această pungă și mai avem încă vreo 3. Stați aici pe aproape cu mine. Dacă vi se pare că vorbesc repede și mă grăbesc, așa este, dar nu e pentru mine, e pentru voi, pentru că nu vreau să fac clipuri mult prea lungi și să vă plictisesc. Iubitul meu a luat saci, nu intru în detalii, el se pricepe, el îi cumpără, el îi gestionează. Apoi am găsit ceva tomnatic, rău de tot. Mi-amintesc că eu eram foarte mare fană încă de prin 2018 sau așa Lidl și nu mai știu în ce an a adus sortimentul ăsta, cred că cu vreo 2 ani, a adus mai multe sortimente de săpun lichid cu diverse arome de toamnă și știu că mai le-am văzut acum când am fost, era și cu măr și cu mai multe, dar varianta mea e asta preferată, iced gingerbread, deci miroase a turtă dulce, miroase a scorțișoară. Dacă vreodată bunicile voastre sau mamele voastre v-au făcut o plăcintă cu scorțișoară și au pus multă scorțișoară și le-au scos sau au făcut turtă dulce în casă, așa miroase fericirea, deci vă jur, îmi place atât de mult și nu înțeleg de ce am luat doar unul. E 5 lei, nu are un preț exagerat. Vreau să mă duc să îmi mai iau pentru că dispar așa deodată, le mai prind din când în când la vreun Lidl, dar dispar, pur și simplu dispar. Cred că toată lumea e nebunită după mirosurile astea și vreau să am chiar și de Crăciun. Apoi, ceva ce mi-a înghețat pur și simplu bulanele, am luat de la congelate, era la ceva reduceri, broccoli. Mi s-a făcut foarte poftă de broccoli pentru că am constatat că n-am mai mâncat de foarte mult timp și eu înainte eram mare fană, adică consumam săptămânal, cred. Ce am mai luat? Tot de la congelate am luat niște păstăi din astea verzi, nu? Fasole tăiată verde. Nici din astea noi nu prea consumăm. Consumam acasă păstăi când eram, dar din astea nu pot să zic că am mâncat și le-am luat să le fac în diverse preparate. Și o mazăre, pentru că eu sunt foarte mare fană cu mazăre, chiar și simplă, chiar și cu pui. Aș mânca mazăre zilnic, dacă s-ar putea. Am luat și un năut. Acesta este unul dintre năuturile mele preferate. Nu știu exact ce vreau să fac cu el. Ori îl bag la cuptor și îl fac năut crocant și pun alături ceva garnitură. Uitați, sparanghel, dar n-am văzut. Voiam să iau niște sparanghel, că nici din ăsta n-am mai mâncat de mult timp. Mie îmi place foarte mult. Îl văd mereu, dar nu-l cumpăr. Deși de multe ori îl găsesc la reduceri și pur și simplu mă enervez pe mine. Sau o să fac ceva, o șacașuca din aceea. Iubitul meu e mare fan paste cu lapte și mie mi s-a făcut poftă recent, că am văzut la cineva pe Instagram, de melcișor cu lapte. Așadar am luat aceste scoici să le facem și să le mâncăm. Mai am aici o pâine, deși știu că am luat două, era la 1,50 lei, era la reducere. Pâinea aceasta fără sare, despre care vă tot zic eu și gata, prima plasă. Să vedem pe următoarea. Am găsit la ceva reducere pizza aceasta, care se decongelează, săraca. Din nou, pe asta eu mâncam foarte des cu iubitul meu, tot prin 2018, când avea prețul de 5 lei, acum este 10, dar am găsit-o la reducere la vreo 7 lei, cred. 7 lei ceva și ceva. Este pizza vegană sau de post, depinde. Dacă sunteți vegani, consumați mereu. Dacă e de post, miercurea, vinerea sau, nu știu, când țineți posturile acestea. Și vreau să zic că pe atunci noi nu prea aveam unde să gătim și mergeam mereu la Lidl și ne luam câte o pizza din asta de fiecare și mai aveau ceva prăjitură cu morcov atunci. Ceva o prăjitură, unde au ei prăjiturile alea, ecler, savarina, amandină. Ei bine, aveau și niște prăjituri ceva de post cu morcov. Și mereu luam pentru că țineam posturile, în postul Crăciunului
amintesc. Și pizza asta mă duce foarte mult cu gândul la perioada aia, care a fost o perioadă foarte frumoasă, ca toate perioadele pe care le-am trăit împreună. Bun. Am luat și niște morcov amărât, a luat iubitul meu, văd că a luat ceva, i-am zis ea 2, dar a luat 4, mai bine așa, că vreau să fac ceva de mâncare, încă nu știu ce. Am luat și o telemea, mi-a place destul de mult telemea asta, nu e nici foarte sărată, dar totuși are gustat telemea. Nu mai insist, deci când vedeți cerealele astea știți deja că sunt targetate pentru al meu soț. Apoi, mai avem o cremă de brânză, varianta aceasta simplă, clasică, deci fără ierburi sau alte nebunii. Pentru că am luat lipii, am constatat cu stupoare că nu am mai mâncat de foarte mult timp wrap-uri și știți că, din nou, dacă mă urmăriți din începuturile mele, eu mâncam foarte des. Și în wrap-uri, în general, merge foarte bine să le faci cu pui, cu ton, cu cremă de brânză, în general, să ai cremă de brânză, și am luat-o pe asta. De-aia am luat-o. Și nu numai, și în sandwich-uri pentru la muncă. Am luat și o salată verde, pentru că mi se pare că nu am mâncat suficientă verdeață anul acesta, da, n-am mâncat suficientă verdeață, nici vara asta, nu știu ce a fost cu mine sau ce a fost cu gestionarea timpului și a meselor, dar nu sunt așa mulțumită de câtă verdeață am mâncat și am zis că hai să mă redresez un pic, nu știu unde să ne mai pun, de serios. Sunt foarte multe, da, Ginger, știu că auzi tu ceva și o să-ți dau. O rucola, pentru că era la reducere și a zis iubitul meu să luăm, să punem, să facem o salată mare, foarte bună idee. Apoi avem și lapte, cred că am luat 2 bidoane, că a fost la ceva o mică reducere. Lapte cu 1,5, îl folosim în tot felul. În cazul de față o să-l folosim la melcișor, lapte cu griș, clătite din astea, dar mai și bem. Am luat iaurtul ăsta, varianta mai grasă, cu 10%, care este iaurtul nostru preferat ca și gust. Eu tot l-am pelat cu 2% pentru că e mai puțin caloric, dar acum fiind în sezon mai rece, îmi place să mănânc lucruri un pic mai grase, adică unt, vara nu prea suport lucrurile astea, dar acum fiind sezonul un pic mai rece, să știți că chiar mănânc și ăsta e foarte bun, e cremos. Și dacă n-ați încercat vreodată, vă recomand din suflet combinația asta. Deci o să vă îndrăgostiți de combinația asta și o să vreți să o mâncați la fiecare mic dejun și nu exagerez când zic acest lucru. Bun, 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 bun. Am luat un unt, așa cum am zis, că, din nou, eu vara nu prea mănânc unt, eu vara nu dor. Vara nu prea mănânc unt, dar acum mă redresez. Am luat și un dovleac, care e murdar, știu, și cred că mi-a murdărit și punga, dar e de material și o bag la spălat. Un dovleac din ăsta pentru copt, abia aștept să-l coc și o să-l țin, o-l fac și un piure din el, piure de dovleac, ca să-l am pentru pumpkin spice și pentru rețete în astea de ovăz, dar îl mănânc simplu, eu pun scorțișoară și miere pe el și mănânc efectiv simplu. Îl punem la loc pentru că e murdar. Am văzut că au băgat acest sos de soia și pentru că o să vedeți că am luat pui, dovlecel și tot felul pentru wrap-uri și nu numai, am luat și sos de soia pentru că nu știu de câte ori v-am zis, eu sunt foarte mare fană și îmi place să mănânc sos de soia des, foarte des. Când aveam în casă, puneam în orice mâncare și așa că mi-au revenit amintirile. Sper că nu s-a aud o bormașină sau ceva, dar haideți totuși să termin ca să mă asigur, deși mai am acolo o parte. Am luat și un mușchiuleț de piept de pui pentru că era la reducere și am luat doar unul. Pentru că o să vedeți că mai luat iubitul meu ceva cărnăraie pe acolo, așa că eu l-am luat pe ăsta special pentru că vei fâși să-l pun în wrap-uri. Îl gătesc la air fryer simplu, fără prea multe condimente și nebunii pe el și îl mănânc. Mă uit pentru că Marcel nu stă așa drăguț și așteaptă să termin odată ca să-i dau și lui snack, că i-am tot promis snack și a auzit că am fâșuit pe aici. Am așa o apă, în caz că vă interesează. Am luat apa asta cu țușpuc pentru că am rămas fără bidoane la muncă și în general prefer bidoanele de sticlă, adică sticla, dar nu am găsit, adică la Lidl efectiv nu au și am luat-o pe asta preventiv. Să trecem la următoarea plasă și nu este singura pentru că mai avem niște lucruri pe acolo. Am luat șervețelele mele cosmetice preferate, păcat că la șervețelele astea cosmetice nu aduc mai multe modele, adică sunt modelele acestea clasice și tristuțe, rar mai bagă vreun model din ăsta mai voratic sau ceva. Mi-ar fi plăcut, și mai este unul faină iarna cu ceva zăpadă, mi-ar fi plăcut să fie mai vesel, înțelegeți că asta e un pic cam prea tristuț. Încă o pâine, v-am zis că am mai luat una, am luat două fiind la reducere și oricum iubitul meu foarte mare fan pâine. Tot el și-a luat acest salam special pentru el. Nu ne atingem, nu ne place. E ceva salam de vară dublu afumat. Stăm departe de așa ceva, dar dacă lui îi place, el să mănânce. Nu te băgam punga cu dobleac, domnișoară. El a luat și acest piept de pui. V-am zis că am mai luat ceva cărnăraie. Cred că o să o fac. A picat punga de pastă. O să-l fac cu ceva mazăre sau ceva fasole verde lângă sau brocoli. Cred că
Cred că ar da foarte bine, mi-e poftă. Mă întind pentru că nu mai am unde să le pun, deci serios. Le-am luat la pisici snack-uri, snack-urile pe care le luăm la ceva timp, că nu sunt foarte sănătoase, să zic așa, dar le plac și atunci le iau măcar de două ori pe lună sau ceva așa. Și am găsit niște plicuri, nu le-am mai luat niciodată, dar spre testare, de la Koshida, 4 plicuri, 5 lei, aveau un preț foarte bun. Acum, pe ingrediente, sincer, n-am stat să mă uit, că am fost pe fugă, n-am stat să mă uit nici la ingrediente, la produsele mele prea mult. Avem 2 plicuri cu bucăți în sos cu curcan și miel, 2 plicuri cu bucăți în sos cu vită. Și să vedem, nu are compoziție foarte mare de carne, dar eu le-am luat spre testare din nou, pentru că cred că s-au cam plictisit și la ceva timp le mai schimb hrana, măcar așa o săptămână. Încă un lapte, v-am zis că am luat 2 pentru că consumăm destul de mult lapte, Doamne, de un sfert de oră prezint doar cumpărături alimentare, ovăzul nostru de toate zilele, pentru că v-am zis, toamnă, mănânc ceva mai mult ovăz, un dovlecel amărât ca să-l fac cu pui și să-l pun în lipii. Unde să te mai pun? Bun, să vedem ce mai avem pe aici. Am luat și 3 roșii. Vorbeam cu mama la telefon și când i-am răspuns, i-am ziceam iubitul meu, da, te rog, punem 3 roșii. Și eu zic mama, dar mai 3 roșii ții, fată, ia-ți mâncare ca lumea. Dar eu le iau așa ca să nu se strice. Niște castraveți, ginger deja s-a suit pe cumpărături, cred că-i miroase ceva. Niște castraveciori, cornișoni în aceea. Mi-am luat mereu de încurc. Eu încurc mereu curmale cu smochine, deși sunt curmale, așa. Deși știu că sunt foarte diferite, mi îmi plac foarte mult curmalele de acest gen. Sunt cu sâmbure și chiar dacă arată oribil, adică arată ca niște gândaci, părerea mea că așa arată, oricât ne-am ferit. Doamne, ce s-a distorsionat lumina la cameră. Sunt foarte gustoase, deci vi le recomand din suflet și sunt un snack foarte bun. Dacă scoateți sâmburile și puneți unt de arahid în interior, iar pe deasupra veniți cu ciocolată neagră topită, zici că mănânci Snickers, efectiv. Foarte bun. Ginger, du-te de acolo. Haideți că am adus toate cumpărăturile care au mai rămas mai aproape, ca să nu mai existe tentații. Am luat și o foaie de copt pentru că ni s-a terminat și cred că e din aia care e pe bucăți, dacă nu mă înșel. Da, avem 30 de bucăți. Eu le ador pe astea pentru că răbdarea mea dintotdeauna nu mi-a permis vreodată să stau și să o tai și mai ales să o tai perfect. Așadar, asta e tăiată perfect, doar că tăiau și o pun în tavă, pentru că dacă ați vedea ce fac cu celelalte care nu sunt tăiate, adică nu sunt tăiate din fabrică, să le zic așa, efectiv le rup cu mâna și nu vreți să știți cum arată. Din nou, răbdarea mea de toate zilele. Nu cred că trebuie să menționez pentru cine sunt acești mici. A zis că hai să-i luăm, să-i ținem în congelator, că îi mai mâncăm noi. Da, bine, să fie. Și mie mi se face uneori poftă de mici, rar ce-i drept că nu-s fană, dar ăștia din Lidl, ce mi-am amintesc, sunt buni. Mici, vită porc, lipii, pentru că v-am tot zis de wrap-uri și era culmea să nu existe și lipii pe aici. Astea sunt foarte bune, integrale așa și au un gust foarte bun și sunt sățioase. Apoi am mâncat noi la o biserică, pomană, nu știu ce era, am mâncat niște fursecuri și am văzut că scria pe ele cămara noastră și am zis, bă, sunt din Lidl astea și sunt foarte faine la gust, fursecuri cu stafide, așa arată, extrem de fragede și totuși ușor crocanțele, nu știu dacă pot să vă redau textura în cuvinte, foarte faine sunt și sunt așa micuți, fursecuri, biscuiți, da, fursecurile sunt așa micuțe, foarte fain. Ce mai avem pe aici? Am luat și un muștar. Eu sunt foarte mare fană muștar la minut, dar nu l-am găsit. Era doar varianta mare și, scuzați-mă, dar atâta muștar nu pot să mănânc, cred că nici într-un an întreg. Am luat varianta asta, care nu e foarte sănătoasă, dar am zis că o să se termine rapid, mai ales dacă mai avem și musafiri, adică zic frații mei, care consumă orice foarte rapid. Niște ceapă, să fie în casă, că nu mai am absolut deloc. Apoi am văzut că au adus cornul acesta magic și mie mi s-a făcut poftă, pentru că multe amintiri legate de el din copilărie, mâncam foarte des la școală, dar vreau să zic că l-au făcut extrem de mic, deci cam așa arată. E mic, mic, rău de tot și din câte am țin minte, când am mâncat ultima oară, schimbase și gustul. Dar, nu știu, sper din suflet să fie mai bun, adică eu l-am luat pentru amintiri mai mult. Mereu cumpăr mixul acesta, v-ați obișnuit, l-ați văzut la mine, e foarte sățios și mai mănânc dimineața când mă trezesc cu foame. Se mai întâmplă uneori, sau mă doare stomacul că n-am mai mâncat de mult timp. Niște gume, varianta aceasta de 12 gume cu afine. Suc,
că de nou era la reducere, mama lor de reducere, nu mai puneți reducere la suc, vă rog frumos. Și a luat o cola zero al meu iubit. Bine, că nu pot să zic că eu nu beau. Mai beau din când în când, mai ales dacă facem ceva în sfera asta, junk food, o pizza sau niște cartofi cu nu știu ce, sau habar n-am, diverse mâncăruri din astea care duc un pic în sfera aceasta de mâncare fast food, deși nu-i cazul că e gătit în casă, trebuie să știți că și eu mai simt nevoia și mai beau așa o gură, două. N-am mai luat de mult pasta asta de măsline, pasta de măsline Kalamata, sunt foarte gustoase măsline Kalamata per total, dar pasta asta e genială, deci vreau să o miros. Abia aștept să mă duc să pun pe pâniță și să mănânc și fiind un pic sărățică merge foarte bine cu pâinea asta, să știți, deci o combinație demențială. Și ultimele lucruri, o făină, să mai gătesc și una alta. Făină pentru cozonac. O să o folosesc eu la ceva prăjituri. Și ultimul lucru, o rodie, pentru că n-am mai mâncat de ceva timp și ultimele rodii pe care le-am luat au ajuns la coș pentru că nu erau bune. Deci sper că asta să nu mă dezamăgească. Bun, atâtea cumpărături am avut. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că nu v-am făcut capul calendar și sper că nu simțiți în general când vorbesc așa repede faptul că vă grăbesc cumva, deși am mai primit comentarii de la fete. Probabil din zone diferite ale țării, pentru că noi la moldoveni așa vorbim sau chiar mai repede, că vorbesc foarte repede și nu înțelege ce zic. Îmi cer scuze, dar ideea e că nu mereu mă grăbesc, ca acum, am toată ziua înainte să vă filmez, dar nu vreau să acumulez aici foarte mult timp inutil. Asta este toată ideea. Sper că v-a plăcut ce ați văzut în acest vlog, care a fost plin de cumpărături, un vlog cumpărăcios, să zicem așa. Vă pupăcesc și ne auzim data următoare cu un alt clip, cu un alt vlog. Cine știe? Eu sunt imprevizibilă. Pa, pa!